Vă rog să ne spuneți despre gestul care ați hotărât astăzi să-l exprimați prin prezența dumneavoastră și membrii cabinetului de miniștri. O să vă spun foarte simplu. Este un gest omenesc. În primul rând, nu ține că suntem cabinetul de miniștri, suntem oameni și înțelegem foarte bine că această zi a fost o zi tristă în istoria Statelor Unite ale Americii și Republica Moldova și guvernul, dar și fiecare om care trăiește aici la noi în țară, este solidar cu Statele Unite ale Americii. Actele teroriste sunt cele mai groaznice din punctul meu de vedere crime, pentru că este greu de prevenit, pentru că este greu de înțeles rădăcina acestor crime. De aceea am declarat nu o singură dată, Moldova întotdeauna va fi alături și de cei care au avut de suferit în urma actelor teroriste și pornind de la potențialul și capacitățile pe care le avem, desigur că vom contribui la prevenire și la descoperirea acestor crime. Mulțumesc!